Mai mulți elevi din Râmnicu Vâlcea erau să ajungă de la balul bobocilor direct la spital din cauza unor tineri care au venit la banchet cu droguri și cuțite ascunse în pantofi. Din fericire, jandarmii au prins la timp. Mergem la corespondentul nostru, Gabriela Mladin, cea care are informații despre acest caz. Te ascultăm, Gabriela. Mă găsiți, cei patru tineri au fost prinși cu droguri sintetice de mare risc și arme albe asupra lor la un bal al bobocilor în Râmnicu Vâlcea. Comportamentul suspect al acestora a atras atenția jandarmilor care au decis să-i percheziționeze. Inițial, susțin jandarmii, doi dintre tineri au început să se agite. În urma controlului corporal s-a constatat că unul dintre tineri purta asupra sa ascunse în încălțăminte substanțe suspecte. Cei doi tineri au declarat că aceste substanțe, cunoscute stradal sub denumirea de cristal, erau destinate consumului propriu. Ulterior, jandarmii au descoperit asupra altor doi tineri de 19 și 21 de ani un cuțit și un spray lacrimogen, obiecte periculoase care erau ingenios ascunse în interiorul hainelor. Cei patru tineri sunt cercetați penal pentru deținere de droguri și arme albe.